Aproape 20 de milioane de lei ajung să fie investiți în Valea Jiulei, la Urican și Câmpului Neag, într-un proiect ce va scăpa partea de vest a Văii Jiulei de problemele legate de apă. De altfel, primarul Dănuț Buhăescu, prezent la semnarea contractului de finanțare, a și spus că acesta va scoate la liman orașul, pentru că în anumite zone, canalizarea și aducțiunea apei au creat mari probleme. Noi în oraș știm cel mai bine, erau probleme în mod deosebit cu canalizarea. Și mă bucur că au fost introduse și a avut loc în proiect acele zone care erau mai sensibile, mai greu de gestionat și sunt convins că în urma implementării, sperăm în condiții excepționale a proiectului, acele probleme vor dispărea. Proiectul prin care sistemul de alimentare cu apă și canalizarea vor fi îmbunătățite la Uricani a fost semnat la sediul Societății de Distribuție Apei din Valea Jiulei, alături de toți cei care s-au implicat pentru realizarea lui, iar un rol esențial l-a avut echipa condusă de Monica Tarcea. Avem nevoie de contractul de pe Uricani să se desfășoare în bune condiții și cu o colaborare foarte strânsă cu proiectantul, supervizarea, managementul nostru și cetățenii orașului Uricani care vor fi personal afectați până vor beneficia de serviciile ce rezultă din aceste investiții, vor fi afectați de lucrările care se vor desfășura în Uricani. Promitem domnului primar și Consiliului Județean că vom monitoriza lucrările care se vor desfășura în Uricani, vom face publicitate la lucrările care se vor executa acolo și vom cere permanent sprijinul dumneavoastră presei, televiziunilor pentru a informa stadiul evoluției lucrărilor și a ne cere permanent scuze pentru tot deranjul. Sunt două părți în care se împarte acest proiect. Pe de o parte este vorba despre reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Uricani, proiect în valoare de 13.617.144 de lei, care vizează 7 km de rețele, iar pe de altă parte, extinderea rețelei de apă din Câmpului Neag, a cărui valoare este de 4.547.428 de lei. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, celor de aici de la APASER, fiindcă am spus-o peste tot unde am fost și o voi spune în continuare că mi-aș dori și la Consiliul Județean să fie o echipă de implementare, cum este cea de la Petroșani și în frunte cu Monica Tarcea, vă felicit pe toți cei de la OIP pentru că voi ați fost baza care ați făcut ca acest proiect să fie implementat, să se facă. Proiectul va dura 21 de luni, dar la final toate obiectivele vor fi atinse, iar oamenii din această parte a Văii Jiulei vor avea apă la standarde normale. Protestul național denumit generic și EUH pentru a sublinia lipsa autostrăzilor din România a prins și în Valea Jiulei. Mai mulți oameni de aici s-au raliat acestui îndemn și la ora stabilită, adică 15, au întrerupt lucrul. La fel s-a întâmplat și la Căsuța Albastră, locul în care nici spălătorii auto, nici servisul nu au funcționat timp de un sfert de oră. De la ora 15 minute, suntem alături de ei, vrem și noi autostrăzi din țara noastră, vrem să meargă lucrurile mai bine. De 30 de ani totuși zic că nu s-a prea făcut nimic, așteptăm totuși să se facă ceva și pentru copiii noștri, dacă noi nu vom mai reuși să prindem. Și dacă mii de oameni au acceptat să se oprească din lucru azi, trebuie precizat că și președintele Klaus Iohannis a anunțat că susține protestul de 15 minute. În legătură cu protestul de astăzi, de la ora 15, vreau să știe protestatarii că sunt alături de ei. Și eu, a declarat Klaus Iohannis. Omul de afaceri Ștefan Mandachi, inițiatorul protestului Și eu, inaugurează în localitatea Cumpărătura, județul Suceava, la ora 15, primul metru de autostradă construit în Moldova. Zeci de firme, primării, echipe sportive, personalități, sindicate, dar și persoane fizice au anunțat că participă la protestul România vrea autostrăzi și au întrerupt activitatea timp de 15 minute, azi la ora 15. Vremea nefavorabilă încă ține pe loc constructorii drumului din Parâng. O spun cei care au primit asigurări că lucrările ar putea să înceapă, însă până ce va veni primăvara cu adevărat, constructorii sunt sfătuiți să-și finalizeze organizarea de șantier.
Săptămâna aceasta trebuia să înceapă. Condițiile meteorologice nu au putut lăsa operatorul să lucreze, dar încă o dată am avut discuții cu dumnealor și noua conducere spune clar că în anul 2019 drumul va fi finalizat 99%. Pentru că nu au funcționat conform graficului, au fost mari discuții pe tema construirii drumului spre Parâng, iar în februarie firma Strabag a concediat în bloc echipa cu care trebuia să pornească lucrul. Situația a fost generată de discuțiile legate de termenele ce nu au părut a fi respectate și tocmai din acest motiv, acum va fi o nouă echipă ce se va angaja să termine lucrarea de construire a drumului dintre Cabana Rusu și Parâng în timpul convenit la momentul în care s-a semnat contractul. Acesta a fost semnat la finele lunii august a anului 2018 în munte și sunt 3725 de metri de reabilitat, iar lățimea părții carosabile va fi de 4 metri. Artera va traversa chiar și părți ce vor intersecta pârtia de schi, va avea 4 km și jumătate de rigole betonate care vor drena apele. 23 de podețe și pe 2 km și 200 de metri va fi construit un zid de sprijin, totul la suma de aproximativ 17.308.917 lei. Profesorul George Litarcek a încetat din viață. Anunțul a fost făcut astăzi de Raed Arafat, care a scris la ora prânzului că profesorul Litarcek a fost dintre primii care au sprijinit dezvoltarea medicinii de urgență în România. Alături de profesorul Mircea Chiroianu au dat dovadă de viziune și au făcut mult ca eforturile dezvoltării medicinii de urgență, a SMURT și a unităților de primiri urgențe, să fie încununate cu succes. Medicina românească a pierdut unul dintre cei mai valoroși oameni pe care i-a avut până acum. Este o veste tristă, profesorul fiind petroșănean, iar echipa noastră l-a intervievat de mai multe ori de-a lungul ultimilor ani. Ne-a vorbit de fiecare dată despre dragostea sa pentru Parâng, a zburat cu parapanta și ne-a dat mereu lecții de viață. Membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Medicale, al Academiei Oamenilor de Știință și președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, cetățean american de origine germană, profesorul dr. George Litarcek se rătrăsese de ani buni la Petroșani, într-un bloc turn din care, așa cum ne-a mărturisit, vede orizontul, munții și ne-a invitat și pe noi să-i savurăm priveliștea. Ar fi putut să locuiască oriunde în lume, însă aici e locul în care se retrăsese să-și scrie memoriile, ori ultimele cărți de studii. Când l-am întrebat de ce, a zis să aruncăm o privire pe geam și să ne uităm în jur. Era cetățean de onoare al municipiului Petroșani și un extraordinar medic, fiind numit Părintele Anesteziei în lume. Dumnezeu să-l ierte! Ultimul miel care s-a născut în ograda unui cioban care își păstorește turma într-o deschizătură a munților pe Jieț a venit pe lume vineri dimineață. Și oaie și nu mai trebuie altceva. A fost o reală bucurie pentru domnul Gheorghe Cioarcă, oier, pentru care munca în acest loc este mai mult o relaxare. Iubește tot ce îi oferă turma sa de mioare și pentru sărbătorile pascale nici nu a avut nevoie să se gândească cui să-i vândăm ei. Lumea se oprește atunci când pleacă spre Transalpina, pe la el prin fața ogrăzii, îi filmează oile și apoi tocmește cât un miel. Lucrurile sunt foarte bine pregătite, sunt foarte mulțumit că am primit rezultatele după care m-am așteptat. Le-am făcut în așa măsură ca să fiu pregătit cu miei la greutatea normală de Paști. Cât vor ajunge ei? Păi la greutate să fie în jurul la 12-14 kg. Eu aici nici nu am cât să cere. Vă dați seama că sunt într-un trafic aici în care n-am cum să... Nici nu pot să fac față. Dar sunteți un caz fericit, pentru că de regulă oamenii se plâng că nu au unde să-și vândă produsele, miei, brânza. Dar cum vedeți dumneavoastră, toate lucrurile mere după cum le faci. Ultimul miel a fost fătat chiar când echipa noastră se afla în gospodăria omului. Nu a durat mult și micuțul, o mielușică alb cu negru, s-a pus pe picioare și a subt. E un miracol pe care noi orășenii nu îl putem trăi foarte des, iar nea Gheorghe a fost la fel de încântat să ne aibă în preajmă în această zi, pe care a numit-o ultima din perioada fătatului. Îmi pare bine că ați fost și prima dată, ați văzut când a început fătarea și când s-a terminat. Chiar o să vedeți și miei ultimii care i-au făcut chiar azi noapte. Cum e? Ultime. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră ca muncă? Satisfacție. Totul satisfacție, o plăcere. Pentru că ceea ce am dorit, mi s-a satisfăcut. Deci am avut tot ce am avut pus în plan și după cum vedeți, și timpul, și cum ați văzut atunci, în ce timp a fost și cum e acum. Mulțumit.
E asta perioada în care simțiți că merită să fiți fermier? Într-un fel, da. Ciobanul spune că adevărații crescători de animale sunt cei care trăiesc numai pentru ele. Nu agrează ideea turmelor foarte mari și chiar contestă subvențiile care îi fac pe fermieri să se gândească doar la profit. Eu aș renunța la toate profiturile de la stat. Da. La subvenții? La subvenții. De ce? Pentru că sunt timpurile dinainte, că atunci am fi exact aceia oameni care țin animale. Exact aia care țin animale, nu ăștia alți falși. Deci subvențiile încurajează oarecum? Subvențiile ține. O să vadă cine țin, cine ori ținut și cine țin. Eu am avut 50 de oi și atunci am și acum. Cine nu a avut oi și nu știe de oi, el are sute de oi acum și bucuria asta este. Nea Gheorghe spune că felul în care el îngrijește mica sa turmă, dragostea pentru animale și modul în care se gospodărește îl fac popular în zonă. Lumea se oprește în bătătura lui, îl întreabă de sănătate și cine a vrut deja și-a tocmit mielul din ograda sa. La piață nici nu mai merge, îi va crește pe toți cu produse din curte, fără concentrate și la final și el e mulțumit, dar și clienții lui. Ca să profite de ultima zăpadă, în Parâng, bicicliștii sunt invitați să pedaleze pe zăpadă. Le este pusă la încercare îndemânarea de bikeri, priceperea și chiar și pentru căzături vor fi apreciați și premiați. Asta spune Erica Șanta, cea care a organizat alături de Răzvan Marica, un antreprenor în turismul din Parâng, această competiție inedită. Nu-ți trebuie decât o bicicletă bună și mult curaj. Ne-am gândit că este binevenită o acțiune și pe partea Petroșaniului. O cotez ca o mișcare, ca ultimă mișcare pe zăpadă și invităm pe toată lumea să vină să se distreze, să ne ia premiile și să se simtă bine alături de noi în stațiunea Parâng. Mișcarea pe zăpadă, pe bicicletă, este un soi de mișcare care invocă entuziasm, distracție în primul rând. Cu toții știm că nu e ușor să pedalezi pe zăpadă, așadar îi așteptăm pe cei care vor să se distreze, să cadă pe zăpadă. Avem și un slalom, nu doar o cursă, în care vom premia cele mai bune sărituri. Acțiunea este una inedită și se desfășoară pe 3,4 km în zona pilonului 17 al telescaunului, pe Slima, stația Meteo și înapoi, acolo unde vor fi amenajate și trambuline și zone de slalom cu bicicleta. Cei care vor participa recunosc că nu este deloc ușor, că s-au antrenat chiar ani de zile pentru competiție. Ușor nu va fi pentru că zăpada depinde cum va fi vremea. Dacă va fi puțin soare, ea o să se mai topească și va fi puțin cam greu, dar acum trecem și peste astea. E mult de muncă. E foarte multă muncă și, în primul rând, trebuie să ai și bicicletă adecvată pentru sportul ăsta. Cu o bicicletă normală nu se prea poate concura, că e greu. Cât de mult a durat un astfel de antrenament ca să poți să ajungi acolo? Ani. Ani de zile. Voluntarii spun că acțiunea va avea și un scop umanitar și, la final, toată lumea va face curățenie la munte. Mă bucur că pot să particip ca voluntar la această acțiune, pentru că am înțeles că donațiile vor face ca zona din jurul IEF-ului și a telescaunului să fie ecologizată. Îmi place să fiu în preajma bicicliștilor, să-i prind în ipostaze inedite și mai ales acum pe zăpadă, mai ales că noi și mergem pe zăpadă, cei de la San Montan. Concursul are loc în Parâng în 16 martie și primul start se dă la ora 11, premiile urmând să fie date pe categorii de vârstă și sex.